Salut vulpițelor și vulpișorilor! În fiecare episod am câte o surpriză pentru voi. Astăzi o să creăm cea mai tare ținută MOV de pe Roblox Brewhaven. O să vă arăt varianta gratis și varianta cumpărată cu Robux. Vreau să-mi scrieți la episod în ce culori mai vreți să fac. Și înainte de a începe nebunia pentru voi, o să vă arăt un nou secret. Trebuie să scrieți în chat bară e dance 2. Pregătiți? Acum priviți ce se întâmplă. Ei, ia uitați-vă la mine ce dans am. Ia uitați-vă cum mă mișc. Dacă vreți să aveți cele mai faine dansuri din Brewhaven și gratuite, încercați combinațiile pe care vi le arăt. O să încerc ca în fiecare episod să vă arăt tot felul de combinații pe care sper eu că nu le știți, iar dacă le știți, super tare, nu? Aș aprecia tare, tare mult să rupeți pentru mine butonașul de like, subscribe, clopoțel și să înceapă mare distracție doar pentru voi. Suntem din nou la Avatar Shop și v-am spus că vreau să creez o ținută MOV cumpărată cu Robux. După care o să intru în Brewhaven să facem și una gratuită. Wow, ce e asta? Pe bune! Nu știu de voi, dar eu ador acești biscuiți. Bine, un fel de biscuiți? Macarons! Cine a mâncat vreodată în viața lui să scrie în comentarii, dar mie mi se par foarte bun. Hai să vedem, de exemplu, unde îmi pune acest biscuit. Bine, poate mi-e și foame puțin acum și mintea îmi zboară la mâncare. Adică sunt o gurmandă, aș putea să mănânc. Cred că nu stop. Oh my god! Ce amuzant! Băi, trebuie să cumpăr. Trebuie să cumpăr. Așa și eu în unele zile, adică stopită după dulciuri. Da. Ok, cred că o să avem un episod cam delicios astăzi. Wow, ce inimioare drăguțe! Hai să vedem cam cum arată, nu? Poate mi le iau. Că aș putea să le folosesc așa să mi le pun în jurul capului. Oh my god! Ce cute -s! Sunt frumoase. Dar hai să mai vedem, pentru că la MOV sunt foarte multe variante. Ăsta are ceva urechiușe de fluturaș. Wow! Ce drăguț este fluturașul! Mișto rău! Doamne, deci nu mă pot hotărâ. În episodul de astăzi sunt foarte nehotărâtă. Wow, ce iepuraș drăguț! Într-o navă spațială, foarte cute. Mamă, ce mișto. Cred că iepurașul ăsta mi-l iau. Super drăguț. Haideți, vă rog, scrieți acolo în comentarii dacă nu este cute iepurașul. Mie mi se pare super. Aș vrea un animal de companie, sincer. Poate găsesc să-mi iau? Mamă, ce ochelari mișto! În Brewhaven, din păcate, nu avem așa ochelari din ăștia cu lănții, cu... Uite, pot să-mi iau și ruși. Bă, ce drăguț! Sunt drăguți ochelarii. Foarte. Hai să vedem care e faza cu rujul acesta. Vai, ce drăguț! Părul ăsta mi se pare fain, dar e prea scump și eu nu mai am decât 211 Robux. Am bugetul super limitat, deci trebuie să mă gândesc ce să cumpăr, pentru că o să rămân fără Robux, mai exact. Așa că să dați acolo un like pentru mine. Băi, părul ăsta e... E frumos rău. Are și steluțe. Hai să vedem cum ăsta mie, nu? Wow, ce ciufulită sunt. Mi-ar trebui totuși ceva, un păr mai ieftin, pentru că, da, o să rămân fără Robux. Dar cam toate sunt destul de scumpe. Mamă, doamne, cum este părul ăsta. Trebuie neapărat să-l încerc. Ah? Dar nu mi-l pune. Ah, nu e păr, e coadă. Oh my god. Nu mă așteptam la asta, puteam să jur că e păr. Dar ca și haine, hai să vedem. Drăguțele, na bun, haideți să vedeți pe ce m-am hotărât. O să-mi cumpăr jacheta aceasta pentru că nu avem în Brewhaven așa ceva și mi se pare super mișto. Adică este ca un hanorac, mie îmi plac hanoracele largi care se pot lua pe deasupra.
luăm un păr dacă nu îl iau din Brookhaven. Băi, e drăguț. O să cumpăr și acest păr. Haideți să intrăm să vedeți ce o să iasă. Mamă, ce tare poate să arate, de jur. Așa arată ce am cumpărat. Am nevoie de un maieu ceva, un tricou care să fie mov, să se potrivească poate acestea. Wow, e mișto, rău, așa-i? Ok, hai să vedem ce putem găsi ca și pantaloni. Mov. Băi, cred că și roz ar merge. Sincer, merge, arată super cute. Dar hai să vedem dacă găsim totuși ceva mov, nu? Mamă, deci uitați-vă cum arată. E genial. Băi, n-aș mai schimba nimic. Mi se pare că arată prea bine așa. Ia uitați-vă. Așa-i? Vă rog să dați o notă, dar chiar mi se pare cea mai reușită ținută pe care am putut să o fac. Wow! Și macaronsul acesta, yummy! Dacă îmi dați 10, o să vă dau și vouă un biscuite din acesta delicios! Și dați 10 aici pentru iepurașul meu, super cute! Oh my god, arată prea bine! Deci asta este ținuta cumpărată cu câteva elemente din Brookhaven. Acum o să încerc să-mi fac o ținută mov gratis și dacă vreți, data viitoare o să combin mov cu negru. Bun, acum hai să vedem cum ne putem face varianta de mov gratis pe Brookhaven. Avem părul acesta, care nu mai trebuie vopsit, sau, nu știu, ne putem alege orice alt păr pe care îl putem vopsi. Și ăsta e drăguț, dar este cu albastru și cu roz. Hai să vedem totuși dacă mai găsim variante pe mov. Câte variante există aici pe mov? Acesta are puțin mov, dar are și albastru. E drăguțe. Uite, acesta e foarte drăguț. Și acesta, și acesta. Mie îmi place părul acesta, mi se pare că nu ar trebui să aleg altă freză și ăsta e frumos. Băi, avem ceva variante. O să rămân pe varianta aceasta. Hai să vedem ce putem folosi să ne facem o ținută frumoasă mov în Brookhaven. Destul de drăguț topul acesta. Sau ne putem îmbrăca dacă ni-i frig. Și bluza aceasta pufoasă mi se pare destul de cute. Asta e cu galben și cu mov. Merge și asta. Ce este acesta? Drăguț! Avem foarte, foarte multe variante de mov. Din fericire, ne putem face oricând o ținută super, super mișto. Un outfit... Mamă! Uite! Asta e de dentist. Eu zic, dacă tot am premium, să folosesc și varianta aceasta. Dar voi vă puteți alege oricare altă bluză de aici. Puțin albastru. Are și mov. Respectă și tema. Hai să vedem dacă avem vreo fustă mov. Dar nu mi-amintesc. Nu cred că avem, nu? Tip, mov. Și ăștia sunt așa premium. Dar e cu maro. Asta? Păi, e drăguț. E drăguț și așa. Aceștia mi se pare că se potrivesc mai mult și cu părul. Cred că aș încerca varianta aceasta, că merge și cu bluza. Ce spuneți? Și hai să vedem dacă găsim ceva accesorii drăguțe pe care ni le putem pune direct din Brookhaven. Ochelarii aceștia sunt cu mov, dar se pun puțin cam aiurea. Cel puțin pentru fața mea. Asta dacă vreți să fii puțin bad. Bad girl. Eventual un ghiozdănel ceva. Sau dacă ne credem samurai. Avem varianta asta. Puteți să ne luăm... Nu știu exact ce este asta. Ceva poțiune magică. Niște aripi. Păi, zdrăguțe aripile. De fluturaș. Varianta aceasta aș lăsa-o pentru mov în Brookhaven. Deși am foarte mult albastru,
Dar cumva mi se pare că se potrivește, nu știu. Voi ce spuneți? Am respectat tema sau nu prea? Alte elemente MOV. Asta e ciudat, dar se potrivește. Aș putea să-mi pun acestea. Da! Corteluța asta este superbă. Și acum chiar zici că sunt ceva zână. Cam aceasta ar fi ținuta pe care o propun eu în Brookhaven. Gratuită. Dacă nu vă place că am pus albastru, puteți să vă puneți doar MOV. Dar mie mi se pare că arată super drăguț. Dacă v-a plăcut acest episod, aș aprecia tare, tare mult să rupeți pentru mine butonașul de like, subscribe, plăpățel și să aveți o zi minunată și frumoasă ca și voi. Vreau să-mi scrieți în comentarii cu ce alte culori mai vreți să fac.